Salutare dragi uitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi lansăm o serie cu totul și cu totul specială. Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat ce părere am despre mașinile vedetelor. Începând cu această serie, ne vom da cu părerea, atât eu cât și voi în comentarii, despre mașinile oamenilor ce îi considerăm noi publici. În primul episod vorbim despre cântăreți din România. Acestea fiind spuse, în spatele camerei este Patrick. Salut, Patrick! Pentru început o să-mi spună despre ce artist vom vorbi, după care îmi va trimite fotografia cu mașina artistului respectiv. Moment în care ne vom da cu părerea dacă îi se potrivește, dacă nu, dacă este o mașină inteligentă și, mai important decât asta, dacă ți-aș recomanda-o și ție. Acestea fiind spuse, hai să dăm drumul materialului și, important, dacă îți place ideea acestei serii, te invit să dai așa de început un mare like. Patrick, cine este primul artist despre care vorbim azi? Delia. Ce mașină crezi că îi se potrivește Deliei? Delia. Aș vedea o mașină deschisă la culoare, în primul rând. Aș vedea într-o mașină cu două uși. Deci cred că aș merge într-un S-Class Coupé. Ok, s-ar putea să fii surprins. Hai să vedem mașina Deliei. Mașina Deliei este... Băi, este un Velar. Nu, e Evoc. E un Velar. Nu, e Evoc. E Velar. Nu, e Evoc. E Velar. Boss, scrie în cancan că e Evoc. Ăsta e Evoc? Așa scrie în cancan. Ok, hai să vedem. Hai un pic să-ți arăt. Așa arată un Evoc. Ăla-i Velar toată ziua, și azi și mâine și poi mâine. Evoc, mașină de 45.000 de euro. Velarul nu-i 45.000. Bun, o alegere foarte mișto. Cu toate că brandul ăsta la momentul actual la noi în țară, probabil oamenii o văd o mașină foarte stricăcioasă. Nu sunt de aceeași părere. Din punctul meu de vedere, Velarul este o mașină incredibil de frumoasă, cu niște linii superbe și, dacă fac așa o paralelă, cred că am nimerit ideea cu o mașină deschisă la culoare. I se potrivește foarte bine și da, mi se pare o alegere foarte inspirată. Te invit să-ți pui părerea despre Velar și Delia. Mergem mai departe cu cel de-al doilea artist. De ce râzi? Ceva destul de... stai, cum să zic eu? Ceva destul de neașteptat. În ce mașină l-ai vedea pe Bogdan de la Ploiești? Bogdan de la Ploiești. Prima dată trimite o poză cu el, că nu știu cine-i. Oh. Vezi că are bani. Ok. Urus. Nu. Wow! Ăsta e un F8? Ferrari Roma. Roma. Băi, băiatule, dar câți bani fac ăștia din manele? Bro, nu știu dacă aș fi spus vreodată că îi se potrivește Roma, dar mașina este incredibilă. Mi se pare o alegere foarte inspirată. Eu apreciez mașinile frumoase și, dacă fac o paralelă între manele și pasiunea mea, observ că oamenii ce cântă manele apreciază și mașinile de foarte bună calitate. Deci da, Roma mi se pare superbă. Big like, Bogdan de la Ploiești, foarte mișto alegerea și culoarea mi se pare genială pe un Ferrari Roma. Mi se pare un pic ciudat să ție o mașină de genul închisă la culoare. Patrick, următoarea mașină. Vezi că e ceva destul de actual. În ce mașină l-ai vedea pe Pepe? Pe Pepe l-aș vedea într-o mașină Latino, într-o chestie excentrică, da. Ce-ai, greu. E o super sportivă? Lamborghini? O, da. Bun. Good choice. Este vorba despre un Seria 8 Grand Coupé. Foarte frumoasă, nu-mi dau seama ce motor are. Mi-ar plăcea să lăsați în comentarii să-mi spuneți ce motor are mașina lui Pepe. Clar, dacă ar fi acum să-mi achiziționez o mașină de acest gen, ar fi un motor pe benzină. Foarte mișto și alegerea lui Pepe, mi se pare că îi se potrivește, cu toate că l-aș vedea într-o mașină mai excentrică decât un Seria 8. Hai să mergem mai departe cu următorul artist. Aici o să vorbim despre un cuplu și o să-ți dau prima dată mașina lui. Și vreau să te întreb, în ce mașină îl vezi pe Deliric? Deliric? Știi în ce l-aș vedea? Într-un Raptor, într-un Ford Raptor. Nu îmi spune că e o mașină așa classy. Hai, lăsați în comentarii ce credeți că conduce. Nu cred, nu îi se potrivește deloc. Seria 7 negru, pe bune, nu îi se potrivește. Ok, ai zis că e de cuplu, nu? Problema e că știu că a primit un Ferrari Ina. Dar, mi se pare foarte tare ideea de a avea el un... Băi, e o mașină de bătrâni, dar mi se pare foarte tare că compensează Ina. Deci dacă o luăm așa la pachet, ai o mașină sportivă când vrei să pari excentric, Patrick, și o mașină de bătrân când vrei să pleci undeva. Dar seria 7 este de bătrân. Hai, următoarea mașină. De fapt, următorul artist. În ce mașină l-ai vedea pe Ștefan Bănică? Bun, ok. Deci fii atent, aici m-aș duce într-o zonă mult mai clasică, m-aș duce într-o mașină nemțească. Dacă l-aș vedea pe Bănică într-un seria 7, nu i-aș mai spune bătrânească. Îi spun bătrânească dacă mă gândesc la Deliric. Dar la Bănică, da, l-aș vedea într-un seria 7 sau într-un S. Ok, e un X5. Este genială.
este configurată incredibil de mișto. Asta e cea mai mișto mașină de până acum. Făcând o paralelă, totuși a trecut un pic vremea peste bănică, nu mai e neapărat la 20 de ani. Și nefiind neapărat la 20 de ani, mi se pare foarte inteligent că poți să combini între o mașină elegantă, frumoasă și care nu-și prea spune vârsta. X5-ul ăsta nu îmbătrânește. Deci big like. Îmi place foarte tare. Mi se pare că îi se potrivește perfect și sunt curios, vreau din partea voastră, în ce mașină i-ați vedea pe fiecare dintre ei. Hai să continuăm. Până acum nu prea ai nimerit niciuna. Nu prea am nimerit, dar acum dacă fac o paralelă, la Delia îi se potrivește perfect, la bănică îi se potrivește perfect, la Deliric până mâine dacă mă puneai să zic, nu ziceam. E timpul să ghicești una. Ok. Pentru că o știi. Ok. Dar vreau să-ți aud părerea. E ceva foarte controversat să fie aici pe canalul tău. În ce mașină îl vezi pe Țancă Uraganul? Da, știu. Vezi că are două. Le știu pe amândouă pentru că sunt la noi în cartier. Sunt de părere că îi se potrivește de 100 de ori mai bine Cullinanul decât Ferrari. Patrick, când ai venit acolo, când ne-am oprit la benzinărie și l-ai văzut, frate, e de acolo. Da. Îi se potrivește perfect. Și cum l-a configurat, alb așa, e... stilul lui. Manelist, nu. Să iasă în evidență. Da, așa trebuie să fie manelistul. Deci, jos pălăria, mi se pare perfectă. Ferrari, mi se pare că... L-ai vedea în Ferrari? Nu. Ok. Dar pui mei, dacă Bogdan de la Petrești sau cum îl cheamă, de la... Ploiești. Ploiești. Are Ferrari, trebuie să ai și tu. Bun, hai să mergem mai departe. Ce părere ai și în ce mașină ai vedea-o pe Iuliana Beregoi? Nu e BMW. Clar nu e BMW. Nu e BMW seria 4. E o mașină de 90.000 de euro. Are 18 ani? Are permis? Nu. Acum așa a fost ziua ei săptămâna asta. Sincer să fiu, m-am uitat pe rețelele de socializare și am văzut niște imagini de la concert. Iuliana e foarte excentrică ea. Îi place să iasă în evidență. Deci aș merge Cayenne sau Macan. Cayenne e prea băt. Macan. Și ai? Nu. E Macan? Da. Nu cred. Ba da. Băi, se potrivește. De asta am și zis. Next. Mai ai? Mai am. Îți dai seama că mai am. Am venit pregătit aici. Avem okay, o producție hai. Mare. Te-am întrebat puțin la început. Bun. Dacă o știi pe Amna. Nu știu. Nu știu. Dar te-ai în poză cu ea prima dată. A, o știu. Și știu și mașina. E un Macan albastru. Da? I s-ar potrivi un Macan. De fapt, nu i s-ar potrivi Macan. Acum ne-a dat eroare Iuliana Beregoi. Probabil are copil. Uh-huh. Da, de-aia și-a luat mașina asta. E faină. I se potrivește pentru că are copil. Ok, hai să te vedem. Penultimul artist. Penultimul, hai. Și el destul de controversat. Controversat. În ce mașină din cele pe care le are, că probabil le știi pe toate, l-ai vedea pe Adi Minune? Vezi că eu am un respect pentru omul ăla. Mie îmi place foarte tare. Și de ce îmi place foarte tare? Pentru că are o pasiune nebună pentru mașini. Asta mi se pare cel mai tare. Și până la urmă, în momentul în care împărtășim aceeași pasiune, nu are cum să nu-mi placă, indiferent cu ce se ocupă. Și în ce l-aș vedea eu? Eu am mers cu... am condus Aventadorul, un 488 Pista, parcă era un 488 decapotabil deschis la culoare alb. Ce mi-ai trimis? Hai să ne înțelegem la un lucru. Dacă eu aș cânta manele, nu mi-aș cumpăra Ferrari. Pentru că, dacă mă gândesc la Ferrari, e o variantă mai sportivă, dar nu arogantă. Ferrari nu urlă a aroganță, nu urlă a atenție, din punctul meu de vedere. Dacă mă gândesc la Lamborghini, este efectiv un commitment pentru extravaganță. Și consider că, la nivelul lui Adi Minune, Aventadorul este mașina perfectă. Până îmi zice Patrick următorul și ultimul artist, mi-ar plăcea să lăsați în comentarii un top de la 1 la 10, de exemplu, topul mașinilor prezentate astăzi în clip. Adică, pe locul 1, cea mai faină mașină care se potrivește perfect este. Pe locul 2, 3, 4 și așa mai departe. Ultimul artist e surpriză. În ce mașină ai vedea-o pe Ruby? Știi că vorbeam zilele trecute că ai văzut-o pe un banner undeva în oraș. Bun, Ruby. Pe Ruby aș vedea-o... E super sportivă? Da. Porsche? Aș vedea-o într-un 911. Da, da, asta e mașina. Băi, ești nebun. Știi că eu sunt fan Aston? Este superbă, jur. Îmi place mașina de nebunesc și cabrio. Și Ruby, nu-i urâtă, n-ai ce să zici. Ok, hai să facem așa. Care este cea mai potrivită mașină și cea mai nepotrivită mașină? Patrick. Nu știu, în primul rând ar trebui ei să lase în comentarii, să vedem care e și părerea lor. Dar mie mi se pare că cea mai nepotrivită e chiar la Amna. Amna? Da, o vezi nepotrivit? În Cayenne? Nu mi se pare neapărat potrivită pentru o femeie care are o viață ca ei. Și cea mai potrivită? Zine și tu care e cea mai nepotrivită înainte. Deliric, seria 7. Și acum dacă vorbim despre cea mai potrivită, clar Țancă Uraganul e numărul 1,
Și la muzică, dar și la cea mai potrivită mașină. Bă, e un punct de vedere. Eu aș pune pe locul întâi două artiste, Ina și Ruby. Bro, uite-te la Ruby cum îi se potrivește fața și ochii de la mașina aia, ești nebun? Și la Ina, frate, e superbă mașina. Acestea fiind spuse, nu uita să dați un mare like acestui material dacă ți-a plăcut. Eu am fost Mihai Beldie, în spatele camerei este Patrick, salută toată lumea. Și până la următorul material, loviți cu încredere butonul de like, lăsați în comentarii despre ce artiști vreți să mai vorbim și nu uitați, iubiți-vă mult mașinile, pa, pa!